Vă salut cu pacea Domnului și vă spun un bun venit într-o nouă călătorie în studiul Sfintelor Scripturi. Speranța pentru un fugar. Textul de memorat îl găsim în Genesa, capitolul 28, cu versetul 12. A visat o scară rezemată de pământ, al cărei vârf ajungea până la cer. Îngerii lui Dumnezeu se suiau și se coborau pe scara aceea. Visul. Iacov a avut de înturat multe consecințe pentru că i-a furat dreptul de întâi născut fratelui său. Era singur și lăsase în urmă tot ce iubea. Era sigur că Esau nu îi va ierta niciodată și se temea că nici Dumnezeu nu o va face. Îi mai păsa lui Dumnezeu de el? Bineînțeles că da. În timp ce dormea pe pământ cu o piatră drept pernă, Dumnezeu i-a dat un vis minunat. În acest vis, Iacov a văzut o scară ce atingea pământul de lângă el și care ajungea până la cer, iar îngerii urcau și coborau pe ea. În vârful ei, l-a văzut pe Dumnezeu privindu-l și l-a auzit vorbindu-i. Când s-a trezit, era întuneric și liniște, dar când s-a uitat la stele, cât de diferit se simțea. Acum știa că Dumnezeu îl iertase și că nu era singur. Chiar dacă nu-i putea vedea, îngerii erau cu el, iar Dumnezeu promisese să îl readucă în siguranță acasă. Scara din visul lui Iacov îl reprezenta pe Iisus. Păcatul ne-ar fi despărțit de Dumnezeu și de cer pentru totdeauna dacă nu ar fi fost Iisus. Asemenea scării, Iisus ne pune în legătură cu Dumnezeu și cu cerul. Devenind unul dintre noi și murind pentru noi, Iisus a făcut posibil ca noi să fim într-o legătură la fel de strânsă cu Dumnezeu și cu cerul ca și El. Ce minunat! Cât de mult ne iubește Dumnezeu! Nu-i de mirare că atunci când s-a trezit, Iacov a spus: cât de înfricoșat este locul acesta! Aici este poarta cerului. Dea chiar a numit locul acela casa lui Dumnezeu și a spus: cu adevărat, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. Când a venit dimineața, Iacov a luat piatra pe care o folosise ca pernă și a pus-o ca semn de aducere aminte a ceea ce se întâmplase acolo. A numit acel loc Betel, care înseamnă casa lui Dumnezeu, și a făcut un jurământ foarte special. Haideți să citim Genesa, capitolul 28, cu versetele 20-22. Iacob a făcut o juruință și a zis: dacă va fi Dumnezeu cu mine și mă va păzi în timpul călătoriei pe care o fac, dacă îmi va da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac și dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu. Piatra aceasta pe care am pus-o ca stâlp de aducere aminte va fi casa lui Dumnezeu și îți voi da a 10-a parte din tot ce-mi vei da. Aplicație. Datorită lui Iisus și noi putem fi în strânsă legătură cu cerul. Putem fi siguri că Dumnezeu ne iubește mereu. Următorul patriarh. După visul încurajator pe care îl dăduse Dumnezeu la Betel, lui Iacov nu i-a mai fost frică. Continuând călătoria spre Haran, a avut destul timp pentru a se gândi. Știa că nu va uita niciodată acel vis minunat despre scară. Iacov a trebuit să meargă pe jos aproape 800 de kilometri, iar pe măsură ce zilele treceau, el se tot gândea la vis. O, cât de recunoscător era știind că Dumnezeu îl iertase. Acum era sigur că Dumnezeu încă îl iubea și nu-l părăsise. Iacov a avut multe încercări cât timp s-a aflat departe de casă, însă amintirea acelui vis îi dădea curaj. În acel vis, Dumnezeu îi făcuse aceeași promisiune pe care i-o făcuse bunicului său, Avram și tatălui său, Isaac. El avea să fie următorul patriarh, iar urmașii lui aveau să ia în stăpânire țara Canaanului. Era foarte important ca Iacov să își aducă aminte că, din moment ce avea dreptul de întâi născut, avea responsabilitățile speciale ale unui conducător spiritual. Când urma să își întemeieze o familie, nu trebuia să facă lucrurile nelegiuite pe care le făcea vecinii
care erau idolatrii. Rudele sale din Haran deveniseră atât obișnuite cu acele lucruri rele, încât și le comiteau unele din acele păcate. Chiar și în vremea noastră, unii dintre credincioși au rude sau prieteni apropiați care comit fapte pe care credincioșii adevărați nu ar trebui să le facă. Îi putem ajuta pe astfel de oameni, fiind un exemplu bun pentru ei, pentru felul în care trăim și vorbim. Făcea Iacov ceva nou atunci când a promis să-i dea lui Dumnezeu o zecime din tot ce primea? Nu. Doar urma exemplul bunicului său, Avraam, care îi dăduse zecime lui Melchisedec, un preot al lui Dumnezeu. De asemenea, Iacov era recunoscător pentru visul cu scara și dând zecimea care îi aparținea lui Dumnezeu, arăta că își amintește că toate binecuvântările vin de la el. Aplicație. Cum îi poți arăta lui Dumnezeu că ești recunoscător pentru că are grijă de tine? Haideți să ascultăm Psalm 105:1. Lăudați pe Domnul, chemați numele Lui, faceți cunoscut printre popoare isprăvile Lui. Iacov ajunge în Haran. În timp ce mergea într-una, zi după zi, Iacov probabil se gândea cât de diferită era călătoria lui spre Haran față de cea pe care, cu mulți ani în urmă, a făcut Eliezer către cetatea Nahor, din apropierea Haranului. Eliezer călătorise cu o caravană de cămile și cu slujitori pentru a găsi o soție pentru Isaac, tatăl său. Între timp, unchiul său Laban se mutase din orașul Nahor în Haran. Acum Iacov avea să ajungă la rudele sale cu nimic altceva decât cu un toiag în mână și cu câteva lucrușoare pe care le căra probabil în spate. De ce și-ar fi dorit cineva să îl aibă ca oaspete o perioadă mai îndelugată? De ce i-ar fi trecut măcar prin cap cuiva să-i dea fata de soție? Însă visul cu scara și promisiunile lui Dumnezeu le-au ajutat să meargă plin de curaj înainte. În cele din urmă, Iacov s-a apropiat de Haran și de casa unchiului său, Laban. Din depărtare, a văzut o fântână unde trei turme de oi așteptau să se adape. Când a ajuns la fântână și a întâlnit-o acolo pe una din fetele lui Laban, i s-a părut prea frumos ca să fie adevărat. Haideți să ascultăm Geneza, capitolul 29, cu versetele 1 la 14, să vedem ce s-a întâmplat în acea după-amiază. Iacov a pornit la drum și s-a dus în țara celor ce locuiesc la răsărit. S-a uitat înainte și iată că pe câmp era o fântână și lângă ea erau trei turme de oi care se odihneau, căci la fântâna aceasta obișnuiau ciobanii să-și adape turmele și piatra de pe gura fântânii era mare. Toate turmele se strângeau acolo. Ciobanii prăvăleau piatra de pe gura fântânii, adăpau turmele și apoi puneau piatra iarăși la loc pe gura fântânii. Iacov a zis păstorilor: fraților, de unde sunteți? Din Haran, au răspuns ei. El le-a zis: cunoașteți pe Laban, fiul lui Nahor? Îl cunoaște, mi-au răspuns ei. El le-a zis: este sănătos? Sănătos, au răspuns ei. Și tocmai atunci venea Rahela, fata lui cu oile. El a zis: iată, soarele este încă sus și prea devreme ca să strângeți vitele. Adăpați oile, apoi duceți-vă și pașteți-le iară. Ei au răspuns: nu putem până nu vor strânge toate turmele. Atunci se prăvălește piatra de pe gura fântânii și vom adăpa oile. Pe când le vorbea el încă, vine Rahela cu oile tatălui său, căci ea le păzea. Când a văzut Iacov pe Rahela, fata lui Laban, fratele mamei sale, și turma lui Laban, fratele mamei sale, s-a apropiat, a prăvălit piatra de pe gura fântânii și a adăpat turma lui Laban, fratele mamei sale. Apoi Iacov a sărutat pe Rahela și a început să plângă tare. Iacov a spus Rahele că este rudă cu tatăl ei, că este fiul Rebecii. Și ea a dat fuga, de a spus tatălui său. Cum a auzit la bani de Iacov, fiul sorei sale, i-a alergat înainte. L-a îmbrățișat, l-a sărutat și l-a adus în casă. Iacov a istorisit lui Laban toate cele întâmplate și Laban i-a zis: cu adevărat, tu ești os din oasele mele și carne din carnea mea. Iacov a stat la Laban o lună. Când Eliezer s-a dus să-i aducă o soție lui Isaac, s-a întors acasă a doua zi după ce a găsit-o, dar vizita lui Iacov a fost diferită. El a zăbovit mult mai mult.
Laban a văzut curând că Iacov era un muncitor harnic și și-a dat seama că va fi un ajutor de nădejde. La finalul lunii, nu a vrut să îl mai lase să plece. În timp ce lucra pentru Laban în acea lună, Iacov s-a gândit mult. O iubea pe Rahela și dorea să se căsătorească cu ea, însă știa că niciun părinte nu-și va lăsa fiica să se căsătorească cu cineva decât dacă era sigur că ea o va duce bine. Tatălui Iacov, Isaac, era bogat, dar el nu își trimisese fiul în călătorie cu cămilele și darurile prețioase, așa cum fusese trimis Eliezer de către Avram. Iacov nu avea nimic de oferit pentru o soție. Aplicație. Este bine să ne obișnim să muncim cu sârg? Când este cel mai potrivit moment pentru a deprinde aceste obiceiuri? Acum sau mai târziu? Proverbe 13:4. Leneșul dorește mult și totuși n-are nimic, dar cei harnici se satură. O înșelătorie crudă. Laban avea două fete. Cea mare se numea Lea și cea mică Rahela. Iacov dorea să se căsătorească cu Rahela, iar Laban dorea ca Iacov să muncească în continuare pentru el, fiindcă fusese un om foarte muncitor, iar el a văzut lucrul acesta. Pe vremea aceea, când un mire nu avea bani de oferit părinților soției, putea să-i câștige muncind la viitorii socri. Apoi, la nuntă, era obiceiul ca tatăl viitoarei mirese să-i dea miresei în dar banii câștigați de mire. Trebuind să muncească pentru soția lui, un bărbat demonstra dacă aceasta o va duce bine cu el după ce îi va deveni soție. De asemenea, era un timp în care dragostea lui era pusă la încercare și se vedea dacă era într-adevăr de durată. Dacă dragostea lui era statornică, atunci era dispus să aștepte până la momentul potrivit. Așa că Iacov a fost de acord să lucreze 7 ani pentru Laban în schimbul fetei lui Rahela. I s-a părut lung acei 7 ani lui Iacov? Haideți să citim Genesa 29 cu versetele 15 la 20. Apoi Laban a zis lui Iacov: fiindcă ești rudă cu mine, să-mi slujești oare degeaba? Spune-mi ce simbrie vrei. Laban însă avea două fete, cea mare se numea Lea și cea mică Rahela. Lea avea ochii slabi, iar Rahela era frumoasă la statură și mândră la față. Iacov iubea pe Rahela și a zis: îți voi sluji 7 ani pentru Rahela, fata cea mai mică. Și Laban a răspuns: mai bine să ți-o dau ție decât să o dau altea. Rămâi la mine. Astfel Iacov a slujit 7 ani pentru Rahela și anii aceștia ei s-au părut ca vreo câteva zile, pentru că o iubea. În acele vremuri, miresele purtau un voal și nimeni, nici măcar soțul, nu le vedea fața până în dimineața de după nuntă. Laban s-a folosit de acest obicei pentru a-l înșela într-un mod crud pe Iacov la sfârșitul celor 7 ani de muncă. În urma muncii sale, el trebuia să o primească de soție pe Rahela. Ce șoc a avut Iacov în dimineața de după nuntă, când a văzut fața miresei lui și a dat seama că se căsătorise cu Lea în locul Rahelei. Și s-a simțit și mai rău când a aflat că Lea participase la urzirea acelui plan. Cum a încercat Laban să se scuze pentru ceea ce făcuse? Versetele 25 și 26. A doua zi dimineață, iată că era Lea. Atunci Iacov a zis lui Laban: ce mi-ai făcut? Nu ți-am slujit oare pentru Rahela? Pentru ce m-ai înșelat? Laban a răspuns: în locul acesta nu e obicei să se dea cea mai tânără înaintea celei mai mari. Crezi că înșelătoria la care a recurs Laban i-a amintit lui Iacov de modul în care și el își înșelase tatăl și furase dreptul de întâi născut? De fapt, Laban spera că acest șiretlic îl va face pe Iacov să lucreze în continuare pentru el ca să se poată căsători cu Rahela. Aplicație. Laban era egoist și a profitat de Iacov. Este bine să profiți de cineva? Ar trebui să obținem lucruri de la alți oameni prin egoism și înșelătorie? Tot mai multe probleme. Cu toate că Laban îl păcălise pe Iacov, dându-i o în căsătorie pe Lea în locul Rahelei, Iacov știa că dacă ar fi repudiat-o pe Lea, lucrul acesta ar fi dezonorat familia. Însă el o iubea pe Rahela atât de mult încât a fost de acord
că oferta lui Laban de a mai munci încă 7 ani ca să plătească și pentru ea. Așa că, o săptămână mai târziu, a avut loc o altă nuntă. Acum Iacov avea 2 soții, fapt ce a dus la probleme nesfârșite în căminul său. Cele 2 surori erau geloase una pe alta. Lea era geloasă deoarece Iacov o iubea pe Rahela mai mult decât pe ea. Rahela era geloasă pentru că Lea avea copii, iar ea nu. În primii 7 ani de căsătorie, Lea a născut 6 băieți și o fată. Dina, iar prin slujnica ei, a mai avut încă 2 băieți. În aceeași perioadă, Rahela a avut și ea 2 băieți prin slujnica ei. Dar într-un final, la sfârșitul celor 7 ani, Rahela a născut și ea propriul copil, căruia i-a pus numele Iosif. După ce a muncit pentru unchiul său Laban, timp de 14 ani ca să plătească pentru soțiile sale, Iacov a vrut să se întoarcă în Canaan, dar Laban i-a cerut să rămână și să lucreze pentru el în continuare. Dumnezeu îl binecuvântase pe Iacov în munca lui, iar turmele și cirezile lui Laban pe care le îngrijea se înmulțiseră. Acest lucru l-a făcut pe Laban bogat și desigur că nu își dorea să piardă un muncitor așa de valoros. Însă acum venise vremea ca Iacov să muncească pentru familia proprie. Venise la Laban cu nimic altceva în afară de toiagul său. După 14 ani de muncă, avea o familie numeroasă, dar aproape nimic altceva. Astfel că Laban i-a cerut să își stabilească singur plata. Haideți să vedem care a fost răspunsul ciudat pe care i l-a dat Iacov în Genesa 30:28-32. Hotărăște-mi simbria ta și ce voi da. Iacov i-a răspuns: știi cum ți-am slujit și cum ți-au propășit vitele cu mine, căci puținul pe care aveai înainte de venirea mea a crescut mult și Domnul te-a binecuvântat, ori încotro am mers eu, acum când am să muncesc și pentru casa mea. Laban a zis: ce să-ți dau? Și Iacov a răspuns: să nu-mi dai nimic, decât dacă te învoiești cu ce-ți voi spune. Îți voi paște turma și mai departe și o voi păzi. Azi am să trec prin toată turma, am să pun deoparte din oi orice miel senil și pestriț și orice miel negru și din capre tot ce este pestriț și sein. Aceasta să fie simbria mea. Laban a fost de acord cu planul cel bizar și cu binecuvântarea lui Dumnezeu. Iacov s-a îmbogățit în doar 6 ani. Însă acest lucru a făcut ca Laban și fiii săi să fie invidioși pe el. Prin urmare, ce i-a spus Dumnezeu lui Iacov să facă? Genesa 31:1-3. Iacov a auzit vorbele fiilor lui Laban care ziceau: Iacov a luat tot ce era al tatălui nostru și cu adeverea tatălui nostru și-a agonisit el toată bogăția aceasta. Iacov s-a uitat și la fața lui Laban și atât că ea nu mai era ca înainte. Atunci Domnul a zis lui Iacov: întoarce-te în țara părinților tăi și în locul tău de naștere și eu voi fi cu tine. Aplicație. Ce fel de om spune Dumnezeu că este binecuvântat și ce li se va întâmpla celor care sunt păcătoși? Haideți să citim Psalmul 1. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se veștejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Nu tot așa este și cu cei răi, ci ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul, de aceea cei răi nu pot ține capul în sus în ziua judecății, nici păcătoșii în adunarea celor neprihăniți, căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea păcătoșilor duce la pieire. Înapoi spre casă. Iacov a părăsit Haranul și s-ar fi întors în Canaan cu mult înainte ca Laban și fiii lui să își arate mânia față de el, dar își amintea în permanență de fratele său furios, Esau. Acum era tot una dacă rămânea în Haran sau se întorcea în Canaan, deoarece el și familia lui erau în pericol în ambele locuri. Iacov știa că trebuie să plece împreună cu familia cât mai de repede. În visul cu scara, Dumnezeu îl asigurase că se va întoarce în siguranță în Canaan. Acum
Trebuie să se fi simțit foarte ușurat când Dumnezeu, care a răspuns la rugăciunea sa arzătoare, i-a spus într-un vis exact ce trebuie să facă. În timp ce se afla cu vitele la câmp, Iacov a trimis după Rahela și Lea ca să poată vorbi cu ele în liniște despre ce se întâmpla. Cu toții au fost de acord că sosise timpul să plece. Ele nu primiseră nici măcar darul pe care tații obișnuiau să li-l dea mireselor de nuntă. Nu se puteau gândi decât la faptul că lui Laban îi păsa mai multă bogăție decât de ele. Iacov știa că trebuia să plece imediat, așa că și-au pus lucrurile pe cămile și pe măgari și au pornit în lunga lor călătorie. Laban se afla în altă parte, la tunsul oilor, și abia după 3 zile a aflat că Iacov și familia sa plecaseră cu tot ce le aparținea. A fost foarte supărat. Știa că, având după el atâția copii mici și slujitori și atâtea animale ce se deplasau încet, Iacov nu înaintea prea repede. Așa că a luat cu el oameni și a plecat după Iacov cu intenția de a-i aduce înapoi cu forța. Egoist din fire, nu se aștepta ca ceva să îl oprească însă pe drum. Dumnezeu i-a dat un avertisment care a fost acesta, versetele 23 și 24. Laban a luat cu el pe frații săi, l-a urmărit cale de 7 zile și i-a ajuns la muntele Galaad. Dar Dumnezeu s-a arătat noaptea în vis lui Laban și i-a zis: ferește-te să spui o orbă rea lui Iacov. Laban nu a îndrăznit să nu țină cont de ce a spus Dumnezeu în vis. Acum știa că nu putea să îl convingă să se întoarcă nici cu promisiuni, nici cu forța, dar și-a continuat drumul. Era sigur că cineva furase unele lucruri din casa lui, lucruri importante pentru familia sa, și le voia înapoi. Aplicație. Când nu a știut cum să acționeze, ce a făcut Iacov? Când la rândul tău nu știi cum să acționezi și tu te poți ruga, iar Dumnezeu te va ajuta. Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!